Lăudat să fie Domnul! Amin. Asta e frumos să o spunem în mod colectiv, cu toată adunarea, dar m-aș bucura să o poată spune fiecare în mod individual, cum a zis David în Psalmul 139, versetul 14, te laud, se adresa el Domnului și motiva astfel, că sunt o făptură așa de minunată. De îndată ce un copil începe să priceapă, dacă e vorba de copii, cum se spunea, educați, crescuți în casa Domnului, și se uită în oglindă, ar trebui să spună, e interesant arat, fie că e băiat, fie că e fată. Apoi când devine un adolescent, când deja își primește conturul de bărbat sau de femeie, ar trebui din nou să spune, Doamne, te laud, dar interesant m-ai creat. Dar când ajung cei doi să se uite amândoi și spună, Doamne, dar încă o dimensiune a vieții mele s-a descoperit. Te laud, Doamne, că sunt interesant. Până acum a fost plăcut, normal, să fiu cu tata și cu mama, dintr-o dată parcă simt nevoia să plec de la ei. Sunt o făptură minunată. Mai au ce să spună și cei mai în vârstă? Da, are și bătrânețea valorile ei. Dar ce o să spunem când o să ne trezim după înviere, cum o să arătăm, nici nu știm. Nu ni s-a spus încă. Atunci o să spunem așa, pe deplin, te laud, Doamne, sunt o făptură minunată. Și pentru că atunci o să fie prima dată când o să-L vedem pe Dumnezeu, să-I spunem, Doamne, dar noi suntem minunați pentru că ai vrut să fim după chipul Tău, că Dumnezeu e minunat. Numele Lui să fie slăvit. Este interesant procesul căsătoriei. Eu mi-imaginez așa, să ne socotim fiecare, cum spuneam, indiviz, călătorim încoace încolo, relaționăm, interacționăm și dintr-o dată așa cade la Dumnezeu ca un fulger, așa ca o pilă electrică și nu mai vezi că doi, pac, s-au magnetizat și ci că devin un singur trup. Dar până acum au fost împreună, s-au dus mai departe, nicio problemă, încoace încolo. Da, noi suntem niște făpturi minunate, nu doar ca indivizi, ci și ca familii. Și pentru toate astea, Doamne, te lăudăm. Numele Domnului să fie binecuvântat. Noi, arătând valorile familiei, scoatem în evidență opera Creatorului, nu? El este mare. Numai că trăim într-o vreme în care peste niște desene frumoase, se mâzgălește zilnic. Și uite așa, sunt mutilați oamenii pe din afară, se schimonosesc, se tatuează. Operații estetice, cred că mai degrabă inestetice. Și pe dinăuntru, oamenii sunt mutilați efectiv. Și nu mai știu, asta e problema în lumea noastră civilizată, nu mai știu băieții dacă ar trebui să rămână băieți sau dacă nu cumva ar fi mai interesant să se transforme în fete. Și invers. Și astfel asistăm la niște oameni care oare greșesc dacă îi numesc au un grad oarecare de handicap. Parcă țările, legislația, legiuitorul nu are altceva mai interesant de făcut și curțile constituționale decât să dezbată chestiuni de genul acesta. Care, să zic, în urmă cu 30 de ani, când au fost eu tânăr, nu se punea problema. Ce se spune ceilalți, mai în urmă? Da. Dacă este ceva care este subiectul numărul 1 pe glob acum, sunt chestiunile legate de legislația familiei, de probleme de ordin genetic, dacă să rămână bărbatul, bărbat, femeia, femeie și familia, familie. E îngrozitor ceea ce se întâmplă. Și în acest mediu cresc, uite, copiii noștri.
Și toate acestea au efect, spunea o persoană, tânără, evident. Zice, nu mă atrage toată agenda asta LGBT. Dar zice, după ce am citit, am vizualizat, nici nu mă deranjează. Este un prim pas într-acolo. Și unde este acest într-acolo? S-a făcut un sondaj nu demult, 90% dintre respondenții unui sondaj în Anglia, dintre tineri, au zis, nu avem o țintă. Cine știe? Dacă acum la bărbat nu mi-a plăcut să fie bărbat, să pleacă femeie, mâine, poimâine, vorba aceea, dacă suntem maimuță, ce-ar fi dacă am venit încoace să mergem și încolo? Hai să ne transformăm în ceva, să facem o combinație, hibridizăm cumva. Să vedem cum e să fim, nu doar bibezi, să facem patru peze înapoi, de unde am venit. Lumea asta nu știe încotro merge. Așa e la întuneric. Dar Dumnezeu pentru noi a aprins lumina. Mărit să fie Domnul. Aș vrea să fac doar la mențiuni scurte legate de legislația biblică dumnezeiască a familiei. E ceva ce nu trebuie să amendăm pe parcurs, nu trebuie să supunem votului nimănui, a stabilit Creatorul. Și la ce face Dumnezeu nu este adăugat și nu este descăzut. Ce face Dumnezeu este nu bun. Când a făcut familia a zis că e foarte bun, mărit să fie Domnul. Și asta, să știți voi, încă de la început, așa cum se spunea. În primul rând, cred că problema lumii noastre e dată de faptul că și-a rupt relația cu Dumnezeu. Drept dovadă că în ultima vreme, chiar în Europa noastră, secularizată de acum, se procedează la a se scoate căsătoria din biserică, nu doar că unii preferă în parc, dar sunt anumiți și, nici nu știu cum se numesc pe oficianții aceștia, totuși, nu se mulțumesc numai cu actul de la ofițerul stării civile, mai are loc o procesiune în plus, echivalentul celei religioase, în care un speaker îi spune lui ceva, ei îi întreabă și le spune câteva cuvinte, să le zicem o orare și spune, gata, v-am împachetat. Nu. Noi ținem foarte mult ca la unirea celor doi să fie o slujbă, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Marcu de la capitolul 10, de la versetul 7, va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Până aici totul pare uman. Deci, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Dar pe ce bază se amestecă Dumnezeu să unească? Nu, cumva asta este o imixtiune pe care noi acum vrem să o limităm? Ce drept are Dumnezeu conform celor scrise în Maleahii capitolul 2? Citesc de la versetul 14. Domnul a fost martor între tine și nevasta în tinerețea ta. Să nu fiți necredincios, niciunul în mintea voastră, neveste din tinerețe, că aici s-a consimțit un legământ înaintea lui Dumnezeu. Ei, iată care este baza legală a prezenței, a acțiunii, a lucrării lui Dumnezeu în familiile noastre. Citesc 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și 20. Și știu că aici, acum, în prezența noastră sunt și bărbați, femei, tineri care nu sunt din confesiunea noastră. Da, socotesc că sunteți ca și sorginte tot creștini, puțin probabil să avem musulmani, hinduși sau alte religii între noi astăzi de dimineață. 1 Corinteni 6, 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul
și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Niciun băiat sau o fată n-ajunge mire și mireasă aici până a fost mai întâi aici, în apă. Și acolo, cu ocazia botezului, simbolic, fiecare candidat este cufundat în apă. Socotim că era păcătos mai mult sau mai puțin, n-avea cu ce plăti, cum spunea pilda Domnului, și este echivalentul unirii lui cu Hristos, spune Scriptura Roman 6, și când îl ridicăm de acolo, el nu mai este cine a fost din punct de vedere legal al statutului său, el aparține lui Dumnezeu, a fost cumpărat cu întreaga sa ființă. Și ai, frate Dani, că ai fost tu pe aici? Gisela, ai fost și tu? De atunci, voi nu mai ați fost cine ați fost până atunci. Așa că cei doi, devenind proprietatea lui Dumnezeu, de bunăvoie, o, bine ar fi să fim și de drept și de fapta Lui, să nu fim mai noștri, că dacă suntem ai Lui, suntem în brațele Lui și ne poartă de grijă. Și dacă suntem ai Lui, când se uzează trupurile acestea, ne dă altele noi. Și dacă suntem ai Lui, suntem ai Lui pentru vecii vecilor. Adevăratele familii, adevărații soți și soții care nu schimbă identitatea și n-au întrebări asupra statutului familiei, sunt cei care îl cunosc pe Dumnezeu, care au mai intim legământ cu Domnul. Asta e foarte important. De aceea, dragi tineri, n-am vrea să vă botezăm până n-am conștientizat, până n-am considerat că sunteți născuți din nou, că vă complicăm situația. Dar cine s-a unit cu Dumnezeu, el se relaționează la Dumnezeu. Îmi spune Scriptura în Efeseni, capitolul 5, poate unele doamne vor fi deranjate astăzi să audă că noi vom cere mireasei să fie supusă soțului. Într-o lume în care fiecare decide pentru sine. E anarhie, dar cum ar fi în țara asta dacă s-ar spune președintele să facă ce vrea, primul ministru să facă și el ce vrea, președintele senatului să facă și el tot ce vrea. Ce s-ar întâmpla? Efeseni, capitolul 5, versetul 22. Nevestilor, fi supuse bărbaților voștri ca Domnului, auzi. Dar dacă nu știi să fii supusă Domnului, cum nu știi, nici n-ai idee cum să fii supusă soțului. Dar tu ai învățat deja să fii a Domnului. Da, mai întâi este importantă relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, fiind vorba și rămânând aici în Efeseni 5, în familie este o organizare, nu e vorba de conducere doar, e vorba de organizare, de coordonare. Scriptura spune că soțul este capul și soția este trupul. Face vreo parte din trupul nostru ceva dacă nu e direcționat de la cap? Nici vorbă de așa ceva. Cum s-ar descurca mânuțile noastre? Nu s-ar descurca dacă ar fi trei, nu două. Totul se dă comandă aici. Da, și bine așa. Dar întreb eu, cine are grijă mai bine de mânuțile și de picioarele astea dacă nu capul? Ele grijesc de ele sau capul grijește? Da, nu aici sunt ochii, nu aici sunt urechi, nu aici este gura, nu aici este minte. Totul se dictează de aici. Spune Scriptura despre Domnul Iisus că a ascultat întru totul de Tatăl și a fost bine așa. Deci, o soție care nu vrea să asculte de soț, să încerce întâi să nu-i asculte mâinile de cap. Să vadă cum e, ce s-ar întâmpla cu trupul ei. Frumos să fie zâna zânilor. Să-i umble mâinile așa, să-i bălângănească în toate părțile. Și spune-mă, stai mă că te văd, oameni, crede că e... Da. Numai că, pune Scriptura aici, capul, soțul, trebuie să ai grijă de soție, cum a avut de grijă Domnul Iisus de mireasă, de biserica sa. Și s-a dat pe sine pentru noi, mărit să fie Domnul. E bună organizarea. De-aia a lăsat-o Dumnezeu. Și vă voi spune încă ceva și cu asta am încheiat. Ca să priceapă și cei care cred că, da, cum ar fi... Hai să facem așa cu mandate, să mai rotim cadrele. Uite, un mandat să conducă soțul și un mandat să conducă soția. Oare ar funcționa?
Știți cum ar funcționa? Am putea schimba capul dacă am schimbat cu cap cu tot. Că bărbatul are un program și soția are alt program. Cum nu i-a crescut ei barbă numai lui, așa să știți că și la minte bărbatul este diferit. Nu barba îl face diferit. Funcționalitățile creierului în primul rând. Femeia plânge mai repede. Femeia poate să nască. Bărbatul nu poate asta. Deci nu avem cum să rotim, că ar trebui să schimbăm toate piesele. Așa că noi am decât să rămân așa. Dar eu nu cred că o femeie sănătoasă, comparând cu trupul, nu se poate ca vreodată piciorul, fie genunchiul, fie oricare parte a mâinii să spună eu m-aș muta în locul capului. Dar numai dacă ți-ar lăsa creierul funcțiile, că altfel tot nu te descurci. Păi fi genunchiul mai mare decât creierul propriu zis, nu? Decât cerebelul. Dar se descurcă? Păi genunchiul se descurcă la altceva, el e cu flexibilitate, așa tot. Că toate sunt făcute de Dumnezeu foarte bine, foarte bune, mărit să fie Domnul. Și în ultimul rând, cum spuneam, este ceva interesant, scrie în 1 Corinteni, capitolul 7. Uite, surorilor, vă spun ceva la care puteți să fiți și dumneavoastră stăpâne peste noi. Vă citesc, să vedeți ce interesant sună. Versetul 4 din 1 Corinteni 7. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei. Și poate surorile vă spune, voi tot asta am auzit că nu stăpână. Dar ascultă ce scrie mai departe. Tot astfel nici bărbatul nu-i stăpân peste trupul său, ci nevasta. Deci, sora Gisela, de acum și tu poți fi stăpână pe trupul lui. Îl poți lua în brațe când vrei. Tu ești stăpână. Și stăpâna poate să facă ce vrea cu proprietatea ei. Asta e stăpânire. E frumos așa. Deci coordonarea soțului are de-a face cu structurile de care v-am spus. Dar în ce privește slujirea, tu ești stăpâna. De acum mai poți să zici la orice oros, mi-aș dori asta. Și scrie încă de la Eva că dorințele tale se țin după el și el trebuie să execute, că tu ești stăpâna. Spune, dragă, mi-aș dori să mănânc asta. Uite, sunt însărcinată și am poftă de asta. Și repede noaptea se scoală fușa non-stop și scumpără ceva, că tu ești stăpâna. Da, să nu uiți când se întoarce înapoi, că și el este stăpână. Și e bine, zic eu, cum le-a gândit Dumnezeu. Numele Lui să fie slăvit. Hai să-L lăudăm pe Dumnezeu că ne-a gândit așa și să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne stăpânească pe mai departe, mărit să fie Domnul. Ce ziceți? Noi toți când suntem aici, rămânem pe legislația asta sau o studiem pe asta altă care vine? Eu propun să rămânem pe asta care este. Nu simțim nevoia de altceva. Numai cei care l-au uitat pe Dumnezeu vor să studieze și se încearcă noi paradigme, poate s-a gândit altceva. Nu, Doamne, păzește-ne, este bine așa cum ne-ai făcut. Închei cu cuvintele care am început, așa cum zicea David, Doamne, te laud, este o făptură așa de minunată, mai mult să spunem, Doamne, te lăudăm că ai gândit familia în felul acesta. E bine să rămână așa și să stăpâniți după caz și mai presus toate să stăpânească Domnul peste voi și asta pentru vecii vecilor. Amin.